Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret solicită primului ministru al României adoptarea de urgență a unor măsuri coerente, necesare și suficiente, bazate pe o analiză reală și corectă a problemelor din învățământul preuniversitar, care să conducă la modificări de substanță în funcționarea acestui sistem. Sindicaliștii declară că nu sunt de acord cu practicile de fraudare și consideră că este normal ca, în cazul în care există dovada acestora, instituțiile abilitate să-și îndeplinească atribuțiile. Dar este la fel de normal, mai spun sindicaliștii din învățământ, să se caute cu atenție cauzele reale ale apariției acestor practici. De aceea, sindicatul Spiru Haret atrage atenția că luarea de mită este considerată infracțiune corelativă cu darea de mită. Un părinte care consideră că educația este sarcina exclusivă a școlii și uită că are la rândul său obligații de acest fel față de copil, este la fel de vinovat ca și profesorul care acceptă mita. Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret cere o lege care să impună o salarizare decentă corelată cu un sistem de evaluare corectă a calității actului de învățământ. Federația mai solicită ca situația învățământului preuniversitar să fie luată în discuție cu celeritate, inclusiv în structurile de dialog social existente la nivelul Guvernului și al Ministerului Educației, iar analiza să fie urmată de măsuri legislative și financiare care să conducă la redresarea acestuia.